Alisa Glinka și-a încheiat participarea la Jocurile Olimpice de la Paris. Ea s-a clasat pe locul 9 din 10 concurente în grupa C și a ratat calificarea în etapa următoare în proba de echitație-dresaj. Doar primele două clasate din fiecare grup au trecut în runda finală. Glinca, în vârstă de 37 de ani, mama a 5 copii, este prima sportivă din Moldova care participă în concursul de echitație la o ediție a Jocurilor Olimpice. Ea a fost la un pas să rateze participarea la Olimpiadă după ce a fost suspendată pentru dopaj de Federația Internațională. Până la urmă, Glinca a fost admisă la competiție.